Județul Argeș se află în topul celor cu cele mai multe accidente grave. Având în vedere precipitațiile căzute în ultima perioadă, polițiștii argeșeni au acționat pe șoselele județului. Pentru prevenirea incidentelor rutiere nedorite, precum și pentru conștientizarea conducătorilor auto, cu privire la riscurile la care se expun și îi expun pe ceilalți participanți la trafic, prin nerespectarea regulilor de circulație. În ultimele două zile, polițiștii au aplicat 67 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 27.620 de lei. Conducătorii auto care au încălcat legislația rutieră au fost pedepsiți. 15 dintre ei au rămas fără permisul de conducere și au fost retrase 6 certificate de înmatriculare. Având în vedere că vremea continuă să fie vitregă, iar precipitațiile nu vor să contenească, polițiștii recomandă șoferilor să conducă prudent, dar și să păstreze în mers o distanță suficient de mare față de vehiculul din față pentru a putea opri în condiții de siguranță. Aceștia vă recomandă să evitați acționarea bruscă a sistemului de frânare și a mecanismului de direcție, deoarece autovehiculul pe care îl conduceți poate derapa. Folosiți cu precădere frâna de motor atunci când rulați pe un carosabil alunecos. Nu efectuați depășiri riscante. Folosiți luminile de întâlnire și pe timpul zilei, mai ales în condiții de vreme nefavorabilă. Curățați în permanență farurile, blocurile de semnalizare, parbrizul, luneta și geamurile laterale ale autovehiculului. Asigurați bună funcționare a ștergătoarelor de parbriz și folosiți corespunzător instalația de ventilație climatizare. Vă reamintim că utilizarea anvelopelor de iarnă este obligatorie atunci când se circule pe drumuri acoperite cu zăpadă, gheață sau polei. De asemenea, polițiștii rutieri atrag atenția asupra necesității respectării indicațiilor agenților de circulație în cazul interzicerii temporare a circulației pe unele sectoare de drum.